Putem începe, da? Bună ziua, stimați cetățeni și dragi reprezentanți ai mass media. Suntem la această conferință de presă împreună cu colegul meu Liviu Vovc pentru a aduce în discuție un subiect ce vizează mai mulți cetățeni și familii din Republica Moldova și care în scurt timp riscă să degenereze într-o problemă stringentă. Aici, la sediu, dar și în teritoriu de ceva vreme, suntem abordați de mai mulți reprezentanți ai micilor afaceri, dar mai exact, ai celor care își desfășoară activități de comercializare în bază de patentă și care sunt foarte îngrijorați de faptul că de la 1 ianuarie 2023 nu își vor mai putea desfășura activitatea. Aici o să aduc în discuție doar pe scurt, și am să vă amintesc că în luna aprilie 2019, când patentarea ajunseseră într-o situație similară, la inițiativa platformei DA, terminul de activitate în baza patentei a fost prelungit până în 31 decembrie 2022, adică până la finele anului curent. Au mai rămas exact 2 luni până la expirarea acestui termen, iar discuții la acest subiect de către actuala guvernare nici măcar nu au fost inițiate. Noi înțelegem că sunt necesare reforme proprii desfășurării activităților de comercializare și de prestări servicii, de adaptarea legislației naționale la cea a Uniunii Europene, care este parte integrantă a parcursului nostru european, dar atâta timp cât statul nu le poate oferi siguranța unor venituri, trebuie cel puțin să nu-i lipsim pe cetățeni de acestea. Oamenii care au activitate în baza patentei sunt de regulă cei cu venituri modeste, care hotărăsc să-și suplinească bugetul familiei prin diverse activități. Iar cel mai frecvent, aceste activități țin de comerțul cu amănuntul. Printre deținătorii de patente sunt un șir de pensionari, care în loc să-și caute de bătrânețe, sunt nevoiți să petreacă zile întregi în piețe sau la tarabile de pe marginea drumului pentru a câștiga un bănuț în plus care să le ajungă pentru medicamente sau lemne de foc. Transformările sociale negative pe care le parcurgem astăzi pe fundalul mai multor crize de diversă natură ce s-au abătut asupra noastră obligă statul nostru nu doar de a veni cu suport pentru cetățenii săi, dar și să le protejeze veniturile, să le protejeze acel puțin pe care ei reușesc să-l dobândească. Este de prerogativa guvernării de a avea grijă ca afacerile să nu se închidă, ca locurile de muncă să nu să se reducă și ca toți cei care pot să desfășoară o activitate cât de mică să o facă. În condițiile actuale, când avem o iarnă grea în față, când orice majorare de salarii sau pensii este imediat sufocată de creșterea inflației și a prețurilor, în condițiile lipsei locurilor de muncă cu salarii decente, pentru zeci și sute de familii, activitatea în baza patentei a devenit unica sursă de supraviețuire. În prezent, conform datelor statistice, sunt valabile peste 12.500 patente de întreprinzători, dintre care aproape 5.500 dedicate comerțului cu amănuntul. Platforma DA, de fiecare dată și în diverse situații, a reacționat sau a venit cu completări pentru a ajuta procesului de guvernare. Și de această dată am considerat că este important să tragem alarma pentru a nu admite o dezamăgire profundă a populației în tot ceea ce înseamnă oportunități de afaceri mici, care în consecință vor produce efecte negative în defavoarea atât a segmentelor sociale vulnerabile, chiar și a celor de mijloc. În acest context, se impune extinderea termenului de desfășurare a activității de comerț în bază de patentă drept o formă alternativă de asigurare a veniturilor pentru multe persoane și familii care și-au creat singuri locuri de muncă și care au ales să rămână în țară. Eu vă mulțumesc și am să-l rog pe colegul meu, Liviu Vovc, să vină cu completările necesare. Bună ziua! Colega noastră, Stella Macare, a explicat pe scurt în ce constă problema. Din păcate, crizele au venit una peste alta peste Republica Moldova.
criza socială, economică, energetică și în acest context nu cred că este nevoie pentru a crea o problemă suplimentară și ca 5.500 de patentari să rămână fără locul de muncă, în plin sezon de iarnă. Noi presupunem că majoritatea parlamentară, guvernul este prea ocupat cu aceste crize care au venit peste Republica Moldova și nu a avut timp să observe că mai există și alte probleme. În acest context, Platforma DA, astăzi, va trimite o scrisoare în adresa președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și în adresa prim-ministrului Republicii Moldova, Natalia Gavrilița. Și voi da citire public acestei scrisori care urmează să fie adresată lor. Cu regret, criza energetică, războiul din Ucraina, creșterea inflației în ultima perioadă au generat o criză enormă social-economică, care a afectat enorm și veniturile deținătorilor de patente în comerț. Este evident că în condițiile actuale, marea majoritate a acestora nu sunt în stare să treacă la o altă formă de activitate de antreprenoriat, așa cum o cer autoritățile. În condițiile lipsei unui număr minimal suficient de locuri de muncă cu salarii decente, pentru zeci de mii de familii, comerțul mic în baza patentei a devenit unica sursă de supraviețuire. În prezent, conform datelor statistice, sunt valabile peste 5.500 de patente de întreprinzător în comerțul cu amănuntul. Este necesar de amintit că în perioada pandemică, comercianții mici au fost discriminați permanent prin lipsa ajutorului social în perioadele când au fost închise piețele. Totodată, menționăm că activitatea de comerț și prestări servicii în bază de patente este practicată de foarte mulți pensionari, în scopul completării veniturilor provenite din pensii mizere, diminuate semnificativ de inflația galopantă din ultimul an. Nu credem că tehnic ar fi posibil ca această categorie a populației, pensionarii, să treacă la o altă formă de activitate antreprenorială. Iar conform legislației, începând cu 1 ianuarie 2023, în plin sezon de iarnă, aceste persoane vor fi lipsite de dreptul de a activa în bază de patentă. În prezent, Platforma DA primește sute de apeluri de la deținătorii patentelor pentru comerțul mic, care se află în incertitudine totală referitor la soarta lor în 2023. Iar în lipsa acțiunilor din partea guvernării, există riscul unor proteste ale patentarilor. Lucru care nu este de dorit în actualul context regional. Situația la nivel social reflectată prin aspectele social-arzătoare, la care ne-a referit mai sus, impune extinderea termenului de desfășurare a activității de comerț în bază de patentă. Drept o formă alternativă de asigurare a veniturilor pentru multe persoane și familii care și-au creat singuri locuri de muncă și care au ales să rămână în țară. Amintim că în anul 2019, la inițiativa Platformei DA, a fost elaborat și votat un proiect de lege în baza căruia a fost prelungit cu 3 ani termenul de activitate în bază de patentă. Acea inițiativă legislativă a fost semnată și de deputații PAS din acea legislatură, printre care se regăseau Maia Sandu, Igor Grosu, Dumitru Alaib. Iar avizul pozitiv al guvernului a fost semnat de prim-ministru de atunci Maia Sandu și ministrul finanțelor Natalia Gavriliță. În speranța că viziunile celor două forțe politice nu s-au schimbat pe parcursul anilor și ținând cont de actuala situație economică, îndemnăm în regim de urgență elaborarea și votarea unui proiect de lege care să mențină pentru minim 4 ani acest tip de activitate de antreprenoriat de importanță majoră socială. Considerăm că 4 ani este o perioadă suficientă pentru dezvoltarea durabilă și sustenabilă a economiei, în condițiile edificării unui stat de drept și eliminării corupției mari în urma unei guvernări eficiente și responsabile. Iar drept rezultat se așteaptă o creștere semnificativă a veniturilor cetățenilor, lucru care ar face posibilă renunțarea la comerțul în baza patentelor. Pentru a cataliza procesul elaborării proiectului, atașăm la prezenta formulare, care necesită doar a fi semnat de un deputat, înregistrată la Secretariatul Parlamentului și votată în două lecturi. După cum am spus și la început, primim sute de apeluri din partea patentarilor.
care nu înțeleg de la 1 ianuarie ce vor face, cum își vor hrăni familiile. În acest context, ținând cont că în 2019 cele două forțe ale blocului acum împreună au promovat acest proiect de lege, sperăm că în 2022 valorile și interesele acestor forțe au rămas aceleași. Iar problemele cetățenilor sunt aproape și de urechea celor de la guvernare. În acest context, oamenii sunt în disperare. Patentarii sunt gata să iasă la proteste. Eu sunt sigur că nu este nevoie de o altă criză, de alte proteste și este posibil de rezolvat această problemă cât mai repede. Astfel, în prima etapă noi vom trimite această scrisoare către președintele Parlamentului și premierul Natare Gavriliță. După cum vedeți, jos am atașat și proiectul de lege care urmează a fi votat. Astfel că cred că o săptămână este suficient ca această inițiativă legislativă să fie înregistrată în plenul Parlamentului, iar în această joi deja să-l vedem votată în prima lectură. Iar guvernul să ofere un aviz ca săptămâna viitoare să fie votată deja în a doua lectură și aceste familii să știe că vor putea să activeze și după 1 ianuarie 2023. În caz contrar, ne rezervăm dreptul să colectăm semnături din partea patentarilor și să venim repetat în adresa guvernului, explicându-le cât de gravă este situația și că este imperios necesar de a prelungi termenul de activitate a celor care activează în bază de patentă. Noi vă mulțumim și sperăm că această atenționare va fi auzită de către guvernare și vor implementa acest proiect în termeni proxim. Vă mulțumim mult și vă dorim o zi cât mai frumoasă!